Arheologii din Israel au adus la suprafață o greutate din piatră de var, care datează de pe vremea templului lui Solomon din Ierusalim. Greutatea pe care o vedeți este egală cu 2 șecheli și a fost găsită la zidul plângerii din Ierusalim. Sistemul de greutate șechel s-a folosit pe vremea primului templu pentru a strânge taxele anuale pentru întreținerea templului, pentru jertfe, pentru mâncare și pentru alte bunuri.